Am petrecut un an studiind în Mexic recent și, fiind într-un program de genul schimb de experiențe, am încercat să călătoresc cât de mult am putut. Între semestre, e o vacanță destul de lungă și eu cu un coleg am decis să călătorim în timpul ăla. Aveam un plan destul de bine pus la punct cu locurile pe unde voiam să ajungem. A fost o vacanță pe cinste. Când mai aveam încă două zile libere, am decis să luăm un avion într-un oraș destul de aproape de unde aveam facultatea. Nu prea erau atracții turistice, dar am mers cu ideea să ne odihnim un pic. Casa de pe Airbnb era în apropierea aeroportului și avea piscină, lucru care a influența decizia noastră. Aparent, gazdele trăiau în casa aia și închiriau două camere pentru călători ca noi. Casa era deținută de un cuplu. Ea era din Europa și bărbatul era nativ din Mexic. Așa că am aranjat să luăm un autobuz de la aeroport și când ajungeam la stația care trebuia, au zis că o să ne aștepte acolo. Când am ajuns în oraș, era deja întuneric, afară, și șoferul de autobuz a refuzat să ne ia, așa că am luat-o pe jos. Deși situația era destul de nașpa, ținând cont că era deja întuneric și am într-un oraș nu așa de sigur, din Mexic. Am decis într-un final să ne sunăm gazdele și au fost de acord să vină să ne ia de unde eram, așa că le-am dat coordonatele GPS și am așteptat. Soțul a venit să ne ia și, deși ne aflam într-o situație destul de inconfortabilă, nu prea aveam ce face. Pe lângă asta, bărbatul ăsta arăta ca de ani treho, fără mustață. Am încercat să fac conversație, dar tot ce am primit au fost răspunsuri monosilabice. M-am gândit că poate el e mai tăcut din fire, așa că mi-am ținut gura restul drumului. Acum că mă gândesc la asta, pot să văd un milion de lucruri care nu erau ok, dar la momentul respectiv eram prea obosit ca să le observ. În fine, am ajuns unde era casa. Atunci m-a cam lovit realitatea. Casa era în mijlocul pustietății. Casa era înconjurată de câmpuri cu capre și oi. Mai erau cam încă șase case gigantice în zonă, cu garduri de 2 metri jumate de beton și securitate privată la poartă. Când am intrat în casă, am fost întâmpinați de soție, care era o femeie cam la 40 de ani, care era complet diferită față de soț. Era haiasă și foarte bărbăreață. Chiar ne-a pregătit și cina. Cât am mâncat, am făcut schimb de amabilități. Soțul în tot timpul ăsta a stat în capul mesei fără să zică nimic. După ce am mâncat, am mers direct în palasom, pentru că era deja târziu. A doua zi de dimineață am văzut că vremea nu era așa de bună, așa că am decis să mergem până în oraș și să vedem dacă e ceva de făcut pe acolo. Când ne-am întors, am decis să ne bălăcim în piscină, pentru că era foarte cald afară. Soția s-a alăturat la un moment dat și colegul meu a făcut prostia de a întreba-o cum de au avut bani să-și permită căsoaia aia. aia. Pentru referință, nu se prea pupa ce joburi aveau ei, cu cam cât costă o casă așa de mare. Ne-a cam luat pe o soția, dar ne-a zis că soțul ei este foarte priceput pentru că a crescut pe străzi și practic a construit singur casa. Ne-am dat seama că nu prea trebuia să fi pus această întrebare, așa că în schimbare pe de subiectul. Asta era ultima seară de vacanță și a doua zi de dimineață aveam zborul spre casă. Încă mai aveam niște iarbă rămasă din vacanță, așa că am vrut să fumăm în seara aia. Dar, fiind și copii în casă, ne-am gândit că ar fi mai bine să întrebăm pe proprietar dacă sunt ok cu asta. Așa că mai târziu în seara respectivă, am întrebat-o pe soție dacă o deranjează lucrul ăsta. Nu știu de ce, dar ea a găsit întrebarea amuzantă și a început să râdă. După, a urlat la soțul ei care stătea pe canapea la TV. Dragul meu, băieții ăștia mă întreabă dacă e ok să fumeze și ei ceva. Ce zici? El a râs și nu a zis nimic. Ne-am uitat la ea cu o expresie stupidă pe fețele noastre și ne-a zis sigur, de ce nu? Așa că am ieșit pe terasă să fumăm cu eu. Mai târziu, cuplul ne-a însoțit pe terasă și a stat la vorbă. Aici au început lucrurile să devină destul de nașpa. Nu știu de ce, dar ne-au pus tot felul de întrebări legate de iarbă. Chestii de genul de unde am luat-o, cât costă, cam cât costă în Europa, etc. Păreau mult prea interesați de acest lucru. Soția după ne-a zis cu nonșalanță: Ne-am gândit și noi să creștem, dar sunt deja prea mulți tineri în businessul ăsta care mor, deoarece cartelului nu-i prea place lucrul ăsta. Soțul meu obișnuia să omoare oameni pentru lucrul ăsta. După fraza asta, eram treaz. După, soțul a adăugat: Da, aveam cam 16 ani când făceam asta. Am omorât o grămadă pentru cartel și eram plătit destul de bine. A spus lucrul ăsta, de parcă zicea că tunde iarba pentru un vecin. M-am gândit că poate nu am înțeles, așa că i-am dat un mesaj colegului meu și l-am întrebat dacă am auzit bine. Am vorbit prin mesaje și nu cred că eram într-un pericol iminent. Nu e ca și cum aveam unde să fugim, dar lucrurile au devenit și mai înfiorătoare. Ne închinui să ne menținem aparențele și să nu părem ca doi adolescenți speriați, așa că am menținut conversația. Soțul s-a ridicat de la masă și s-a întors cu o cărămidă de un kilogram de iarbă. A rupt o bucățică și și-a rulat un cui. Bineînțeles că ne au oferit și nouă să fumăm, dar l-am refuzat pentru că deja fumasem. Mi s-a părut că a fost un pic ofensat, dar a fost înțelegător. Lucrurile nu puteau să fie mai rele de atât. Asta până când am auzit câteva bubuieli în distanță. Soția părea să fie un pic panicată și a întrebat Ce a fost asta? Soțul a răspuns calm. 9 mm. Lucrul ăsta mi-a confirmat că sunetele erau făcute de un pistol. Aș zice că am mai auzit cam încă 5 sau 6 împușcături după asta. Soția era un pic speriată și a zis că ar fi mai bine să ne întoarcem în casă. Crezi că trag în aer, în vaci sau în oameni? Soțul a ignorat-o și a rămas afară. După alte câteva minute s-au auzit alte împușcături. De data asta, mai aproape. Soția era și mai îngrijorată acum și a zis că ar trebui să mergem înăuntru totuși. Atunci, soțul a zis ceva pe care nu o să-l uit cât o-i trăi. Nu, totul e ok. Nu am auzit niciun țipăt. Nu știu de ce, dar felul calm în care a spus-o, până în ziua de astăzi, mă sperie. După asta, ne-am scuzat și am mers în camera noastră. Când am ajuns în cameră, ne-am panicat și mai rău pentru că puteam să vorbim liberi. Ce naiba puteam să facem? Eram încuiați în casă cu un asasin plătit, în mijlocul pustietății și afară oamenii se împușcau. Ne-am hotărât că cel mai sigur lucru era să rămânem, pentru că totuși eram oaspeți și nu aveam motiv să ne rănească. Și mai bine să avem un gard înalt de beton, câini de pază și un ucigaș plătit care să ne apere decât să fim pe străzi. Așa că am baricadat ușa și am așteptat să se facă ora de plecare. Când am ajuns la aeroport, nu am fost în viața mea mai fericit să fiu controlat de cei de la securitate. Eu cu prietenul meu și încă un cuplu am mers la o cabană închiriată de pe Airbnb pentru un weekend. Noi am ajuns vineri seara și sâmbătă dimineață un alt cuplu a venit. Cabana avea doar două camere sus, așa că celălalt cuplu a ocupat sufrageria. În prima seară când am stat acolo, a fost un pic creepy, deoarece cabina era în mijlocul pădurii și nu existau lumini în zonă. Plus, zgomotele normale din pădure, cum ar fi coioții, urși, etc. Mă rog, dacă stau să mă gândesc, e normal, dar pentru cineva care nu e obișnuit cu asta, poate să fie înspăimântător. Sâmbăta, după 12 noapte, eram în pat cu prietenul meu, când cuplul care stătea în sufragerie a venit la ușa noastră și băteau frenetic la ușă să le deschidem. Ei au zis că luminile de afară care sunt activate de mișcare s-au aprins și au văzut niște umbre printre copaci. După au auzit niște ciocăneli în geam. Ne-am cam speriat, așa că prietenul meu s-a ridicat din pat și a verificat toată cabana și în ei. Dar nu am găsit nimic suspect. Am mers cu toții în cealaltă cameră de sus, care avea un balcon micuț de unde puteai să vezi toată pădurea. E bine de știut că sunt o persoană de fel anxioasă și fricoasă, iar prietenul meu e fix opusul meu. E calm și logic. Prietenul meu a dat perdeaua la o parte și a ieșit pe balconașul mic. La o secundă l-am auzit cum a țipat și a intrat la loc în casă. În momentul ăla eram cu toții panicați. Prietenul meu e antrenor de fitness și să vezi un tip de 1,90 m și 110 kg de masă musculară cum se sperie de ceva nu mi oferea prea multă siguranță. În fine, a trântit ușa de la balcon și a tras perdeaua la loc. După ne-a șoptit Eu bărbat! acolo nu face nimic. M-am gândit pentru o secundă că face mișto de noi, dar m-am trezit la realitate că mi-a zis speriat să mă duc repede să încui ușa cu cheia. Toată lumea era speriată. Am fugit și am încuiat ușa de la intrare și am decis cu toții să stăm în sufragerie. Era în mijlocul verii și, deși era cald, refuzam să deschidem vreun geam. Eram speriată, n-am încercat să nu-i și pe restul prietenilor mei, mai ales că se mai calmaseră. După 30 de minute, nu s-a întâmplat nimic, așa că din cauza căldurii, am decis să merg împreună cu prietenul meu la loc, în camera noastră. Încă nu îmi revenisem, dar din fericire prietenul meu încerca să mă înveselească. Era trecut de unu jumate dimineața și i-am zis că mi-e frică și aș vrea să dormim cu lumina aprinsă. El fiind înțelegător mi-a zis ok și a lăsat lumina aprinsă. Într-un final am început să adorm când am auzit o bufnitură. M-am ridicat în fund și mă uitam la prietenul meu. După s-a tăiat curentul. De-abia ce mă mai calmasem, că începuse din nou să-mi fie frică. Nu puteam să văd nimic. Eram înconjurați de o beznă oribilă. Am încercat să mă dau jos din pat, dar mi-am prins piciorul în cea și am căzut din pat. M-a ridicat prietenul meu după, ne-am luat telefoanele de pe noptieră și ne-am dus în cealaltă cameră să vedem ce fac prietenii noștri. Am încercat să-l sun pe proprietar, dar nu avem semnal. Am încercat să-l sun pe tata de pe un alt telefon, dar la fel, niciun fel de semnal. Ajunsesem la realizarea tristă că suntem singuri în mijlocul pădurii. Din fericire, cuplul care a venit sâmbătă erau pe altă rețea și avea o liniuță de semnal. Așa că am sunat la șeriful local. Îmi dau seama acum că am exagerat, dar chiar trăiam cu impresia că o să murim în seara aia. Șeriful ne-a făcut legătură cu compania de electricitate din zonă. Cei de acolo ne-au zis că suntem prea departe și nu acoperă zona aia pentru reparații. După, am sunat la 112 și am explicat situația. Ei au trimis pompierii să ne ajute. Pompierii au ajuns pe la 3 dimineața. După ce au inspectat, au văzut că transformatorul de afară fusese oprit manual. După, nu știu cum am reușit, dar am adormit un pic și, când ne-am trezit, am plecat direct de acolo înapoi acasă. Am vorbit cu câțiva localnici după o vreme și ne-au zis că am avut noroc că eram așa de mulți în cabană. Nu am o poveste lungă și finalul e un pic anticlimatic, dar hai să vă povestesc ce am pățit. Am decis împreună cu prietenul meu să mergem să vizităm niște prieteni din Richmond, Virginia. Am mers împreună cu un alt cuplu și am decis să închiriem o casă prin Airbnb. Celălalt cuplu s-a ocupat de rezervare, dar pentru că nu au mai fost în zona aia, au ales o casă care era cam la 15 minute de centrul orașului. Nu ce îmi doream eu, dar nu era un capăt de lume. Cartierul era drăguț și liniștit, iar casa era curată. Când am intrat prima oară în casă, era drăguță, dar nu știu, nu pot să descriu, îmi dădea un vibe ciudat. Proprietarul a fost drăguț și ne-a lăsat și un chec pe masă chiar, dar tot aveam vibe negativ la care mă tot gândeam. De exemplu, când ne-am lăsat bagajele în dormitor, am deschis dulapul și acolo nu era nimic decât un scaun. Nu un scaun priabil, ci mai degrabă un scaun de copil. Pe lângă asta, nu era nicio agățătoare sau un umeraș în totul apul ăla. Știu, când citești asta nu pare așa de înfricoșător, dar când eram acolo mi s-a părut ciudat cel puțin. În fine, nu m-am mai gândit la asta și după ce ne am instalat, am ieșit să ne vedem cu prietenii noștri. Din zi s-a făcut noapte. Toți am băut un pic și am decis într-un final să ne întoarcem la casa închiriată pe la 1 dimineața. Ne-am întors fără niciun fel de incident. Am urcat în casă și ne-am băgat în pat. De obicei când beau, dorm ca o stâncă. După ce am pus capul pe pernă, pot să tai lemne lângă mine că nu mă trezesc. Dar nu știu ce s-a întâmplat în seara aia. La trei dimineața fix m-am trezit și am auzit un chicotit înfundat. Nu de copil, ci mai degrabă chicotitul unui bărbat. M-am gândit prima oară că poate râde prietenul meu în somn sau ceva. Dar după am început să aud și mai tare chicotitul. M-am întors pe dulapul din dormitor, dar mi-am dat seama că vine de la geam sunetul. Geamul era fix deasupra patului, așa că m-am ridicat un pic în pat și m-am uitat pe geam, dar nu am văzut nimic. Când m-am uitat pe geam, țin să menționez că chicotitul s-a oprit brusc, așa că m-am întins în loc în pat să mă culc. După niciun minut a început iar. De data asta știam că nu e prietenul meu și nici cuplu care venise cu noi. Chicotitul a început să fie din ce în ce mai tare și s-a transformat într-un râs isteric chiar la geamul nostru a 3 dimineața. I-am simțit una prietenului meu cum a strâns de picior. Nici măcar nu știam că e treaz, așa că l-am întrebat dacă a adus pistolul cu el. El mi-a zis că nu, dar are un cuțit la el. După, m-a întrebat dacă am văzut ceva afară și i-am zis că nu. Râsul s-a oprit după un sfert de oră. Am mai stat până la 4 dimineața 3, uitându-ne pe geam, în speranța că o să vedem ceva. Într-un final ne-am culcat la loc. Când ne-am trezit a doua zi de dimineață, am întrebat celălalt cuplu dacă au auzit chicotitul care ne-a ținut trei o bună bucată din noapte. Au zis nu și după ne-au spus că suntem nebuni. Unul din ei mi-a sugerat că am visat totul, dar cum să visez același lucru împreună cu prietenul meu? E imposibil. Nu știu ce e mai înspăimântător, faptul că am auzit asta la 3 dimineața, fix în casa asta care de la început nu mi-a plăcut, sau când m-am uitat afară și nu am văzut pe nimeni. E adevărat, dacă stătea fix sub geamul nostru, nu avea cum să-l văd. Dar cine ar sta 15 minute sub un geam ca să râdă isteric și după să plece? Nu s-a mai întâmplat nimic după. Ne-am întors acasă și aia a fost. Dar până în ziua de astăzi, și eu și prietenul meu considerăm experiența asta ca fiind cel mai înspăimântător lucru pe care l-am trăit.